Bună și bine v-am găsit la cea de-a doua parte din Happy Wheel. Aici Mr. Bobo Spider, ca de obicei. O să facem niște levele în care le găsiți direct la play. Vreo 5-6, videoclipul ăsta va dura vreo 6 minute, ceva de genul. Și hai să începem. Da, am rupt semnul în două. Oh, și în timp mi-a pus 3 întrebări, i-am răspuns la ele, poate să se uite. Și ceilalți care au început să fac ca niște proști, chiar nu vreau să insult, dar nu pot să mă țin. Mi-e rog să tacă din gură, dacă vă zice ceva, eu închei videoclipul și gata. Schimb numele și asta e. Cred că o să pun Moldoveanu 2 sau Mr. Bobo Spider, pur și simplu. Nu copii nimic de la el. Și dacă se vor uita din nou și vor auzi mesajul, asta este foarte bine. Să nu mai comenteze, pentru că eu nu am comentat la videoclipurile lor, chiar nici nu m-am uitat. Da. Oh, am mulțumit și am murit. Cât de tare. Ok, piciorul meu se află în scooter. Bine, scooter sau nu știu, habar de ce e asta. Știu de cât că tipul ăsta îi zice Seaguy. Bine, să spargem niște ouă de Tyrannosaurus, chestie Rex. Oh nu, oh nu, oh nu, fața mea, fața mea. Fața mea frumoasă. Hai înapoi, hai. Ok, am intrat înăuntru. Mergem mai departe. O să ieșim din peșteră. Să vedem ce se mai întâmplă pe aici, da. Bușten. Of. Ok, să oprim aici, primul pas. Al doilea, Egiptul. Hai o dată. Nu, mi-am. Oh, haide mă. Ok. Apuc de aici. Au, l-am apucat de fund. Oh. Triceratops tail. Ok, am înțeles. Au, îi mișc capul. Ok, ah, nu, l-am mânis pe tipul ăla. Să-mi zdrobesc, să-mi zdrobesc. Să-mi zdrobesc pe perete. Ok, super tare levelul. Hai să trecem rapid la următorul. Mi-a luat vreo 3 minute acest level. Sperăm să terminăm mai rapid cu următorul, ca să nu ne întindem prea mult videoclipul. Dacă se au niște sunete, este nasul meu, sunt năcit. Și de aceea. Da, am înțeles. Hai, lasă-mă să plec. Oh, nu, nu te răsturna. Acest level, după câte am înțeles eu ce a spus tipul ăla, trebuie să merg la bancă, să fug niște bani. N-ai misiune să aștept la roșu. Sper de să nu mă stor. La o parte, tipule, cu pușcă. Oh! Ha-ha, s-a fi mai... Mașina mai... Ești foarte tare. Stau peste, o să... Aaa, nu s-a văzut, dar să-i se de. Unu. Hai la bancă. Ia toți banii și fugi. Oh, da, mă! Jun, super tare. Cred că o să-l numesc cu picioarele pe sus. Sau nu, nu o să-i dau un mic, pentru că atunci o să spuneți că chiar am copiat total. O să spun doar... Mă lăveam în joacă Happy Wheel, partea a doua. Pur și simplu. Nu mai stau eu să dau nume. Atunci voi primi și mai multe comentarii de la tratația aia. Chiar nu am ceva de făcut, după părerea mea. Ok. Fura banii. Cam un minut. Două, așa.
Doar a Haunted Mission 3. A, l-am mai făcut toată acesta. O să ajung până la urmă într-un cal. La chestii de-aia cu solițe, nu mai știu cum zice, turnirul. Prima dată o să fiu într-un parc. Sau nu, a, nu e asta, nu e asta. Am greșit, e casa asta mântuită, e jos, mergi cu tot felul de creaturi. Dacă e niște pietre, trebuie să treci peste ele ca să nu cadă în beci. Te le vedeți și dumneavoastră acum, cele pietre, dacă capele o să cadă în beci. Da, am frit. Mai în spate era un tip cu să facă nu joar, pentru că nu l-am așteptat. Ok, aici, hai să vedem ce putem face. Nu se poate. Haide, te rog, haide. O, și încă ceva, comentați voi că nu primesc eu like-uri, scrie chestii de-astea. Uite că am primit un like, două subscrie, și am avut totuși 36 de vizualizări, deci nu mai comentați, vă vedeți. Cred că o să dureze cam mult. Da, dacă nu o să reușesc. A, uite că am reușit. Să continuăm. Dacă am murit sau dacă m-am blocat, nu mai stau de levelul acesta. Este foarte complicat, nu l-am făcut niciodată și de aceea am, fiecare dată mi-am rupt mâinile și picioarele. Da, m-am blocat, cred. Da, nu o să stau de levelul acesta. Nu e prea tare și nu prea am de ce. O să le facem pe toate în jos, în afară de cel cu Pokémon, am făcut prea multe ori și e pur și simplu enervant. Oh, uitați, acela ăsta este cel cu parcul de care ești cea. Grozav level. O să-l calc pe ăsta pe mâini, o să-l drop, ah, nu l-am zis, n-am ajuns. Sunt unii care se luptă, nu, da, ăsta nu era de parte. Sunt unii care se luptă mai în față, cu ăștia magicieni, cu tot felul de... acum o să-l zdrobesc pe ăsta. Da. Spun asta doar ca să vă arăt. Spun ce se întâmplă doar ca să vă arăt că eu m-am jucat înainte. Ca nu vă prezint material pe care nu l-ai jucat niciodată. Ok, acum o să-l arăt. Nu, a, pe asta. Să-l arăt. Ok, i-am făcut asta. I-am tăiat pur și simplu capul. Uite, Clov, nu vreau bufon. Bufon, Clov, ce n-ai băie și bă, dați picioare. Capul, trebuie să-i spar capul. Asta e misiunea mea. Haide, am o singură misiune în viață, să spart capetelor de nerozi. Cum sunt cei care au început să îmi jure la YouTube. Nu, nu, fratele meu încerc să iau un braț și să uite și el. Nu mai am un braț, e deja destul de mare, are 2 ani. Eu nu am 2 ani. Dar câți ai? 2 ani. Păi vezi? Da. Oh, cât de clas! Am 5. Uff, uah. N-ai 5, ai 2. Când o să mai crești, lași pe tine să faci videouri. Ok, deci lasă-mă în pace. Ok, hai să omor, să omor. Aia ne-am spus. O bufniță! Uitați, vedeți, se luptă tipii ăștia. Ok, nu știu unde am aruncat cu Pepe, dar tot așa am aruncat. Super tare. Uite, vedeți, se luptă tipii ăștia. Cu pe aici până. Oh, da! Ăla nu e bufăl. Oh, nu! E mort! Ah, l-am nimerit pe tipul ăsta. Ok, și aici... Da, o să mă luptă ca... Și aici este calul ăla. Puțin mai în față doar. Dați. Oh, oh, nu! Imediat! Fratele meu vrea să-l iau în brațe. Nu te bloca, nu te bloca, nu mai urla, frate. Au, este. Data trecută când am ajuns fără picioare la calul ăsta. Și acum o să ucidem un ratat. Să vedeți cum o să-l iau în suliță. Tipul ăsta a zis și acolo, e tipul mort. Deci toate ele, levelele astea au legături și sunt cu capul în gura calului. Super tare. Ok, cam asta a fost în acest video. Acum o să-l închei. Sper că v-a plăcut.